Ne-ați revenit pe canalul meu de YouTube, Sicard Handmade. În video tutorialul de astăzi, așa cum ați văzut în imaginile de mai înainte, am să vă arăt cum am lucrat un om de zăpadă din lână pentru un păsărit cu acul. Pentru a realiza acest om de zăpadă am folosit lână naturală de culoare albă, verde, albastră și roșie. Câteva cuvinte despre lână. Lână albă este lână naturală. Are o textură foarte, foarte fină și trebuie să împâslești mai mult cu acul decât la celelalte tipuri de lână. Și trebuie să folosești tipul de ac care se pretează pentru finețea acestei lini. Lina roșie este lână merinos și are o textură foarte fină. De regulă folosesc un ac subțire cu care lucrez pe acest tip de lână sau acul de grosime medie. Iar lâna verde și lâna albastră se numește lână cardată, este tot lână naturală, are o textură mai aspră și se pretează să folosim acul de mărime mai groasă. Da, deci cel cu diametru mai mare în miezul lui. Așa încât pentru a realiza acest omuleț de zăpadă, în primul rând de aceste două lucruri avem nevoie și trebuie să știm cum să le alegem, lâna și acul sau acele. Pe de altă parte, pentru a realiza omulețul de zăpadă, a trebuit să stabilesc elementele componente. Eu nu am lucrat de pe nicio schemă, este pur și simplu inspirație. Este un omuleț de zăpadă pe care l-am creat așa cum îl amintesc eu din copilărie atunci când vine afară. Deci este foarte simplu. L-am făcut din doi bulgărași, corpul omului de zăpadă, unul mai mare și unul mai mic. Cu toții știm cum arată un om de zăpadă pe care în copilărie îl făceam și îl construiam din zăpadă singur. Apoi pe cap i-am realizat o căciuliță verde. Am ales să fac căciulița verde tocmai pentru că ne aflăm în pragul sărbătorilor și mi-aduce aminte de culoarea bradului. Am făcut câteva floricele cu roșu pe care le-am aplicat pe căciulă. Fularul, care este un alt element component, l-am realizat din lână verde și albă. Mănușile le-am realizat din lână albastră cu alb și rezultatul este cel pe care l-ați văzut la început în imagini, în poze. Dacă doriți să învățați să faceți o astfel de decorațiune, vă asigur că o să vă iasă și că trebuie să aveți încredere că ceea ce lucrați cu mâinile voastre și cu atenție și cu dedicație n-are cum să nu aibă un rezultat bun. Așadar, despre aceasta este tutorialul meu de astăzi. Dacă îmi scapă acum ceva detalii despre prezentarea acestui video tutorial,
îmi cer scuze, dar urmărind pas cu pas tutorialul veți găsi răspunsul la toate întrebările exact aici, în acest material. Înainte de a vă lăsa să urmăriți video tutorialul pas cu pas, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube, Sicart Handmade. Pentru persoanele noi care de-abia vin acum pe canalul meu de YouTube sau sunt pentru prima dată și se uită, le transmit că acest canal de YouTube este structurat pe trei tipuri de activități. Prima este de reciclare creativă, a doua natură și grădină, iar a treia lucruri incesive cu acul. Și așa cum vă spuneam, dacă vă place conținutul acestui canal, nu uitați să vă abonați, să dați un like acestui video tutorial și să lăsați un comentariu. Iar pe partea de rețele de socializare, nu uitați că mă găsiți și pe Facebook, și pe Instagram, și de curând și pe TikTok. Eu vă doresc vizionare plăcută și spor la treabă pentru cei care sunt pasionați și vor să învețe această tehnică de încuțire a lângă. Numai bine vă doresc!